După zeci de ani de absență, învățământul liceal a revenit în această toamnă în comuna hunedoreană Baru. Mizând pe investiția în educația tinerei generații, primarul comunei a reușit să convingă ministerul și inspectoratul școlar de necesitatea deschiderii unui liceu cu profil turistic. Oferta noastră educațională este generoasă și cu modestie, dacă poate fi spus, este peste celelalte oferte pe care le au alte unități de învățământ. În primul rând, proiectul acesta educațional este în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Se desfășoară în infrastructura pe care universitatea o are la Baru. Fiecare elev are posibilitatea de a fi consiliat în a identifica produse turistice pe care le are în gospodărie sau pentru care are abilități. Apoi îi sprijinim să identifice surse de finanțare pe care să le acceseze sau chiar să le implementeze, explică primarul Daniel Răducanu. Anual, elevii vor avea două schimburi de experiențe naționale și unul internațional. Dacă elevii nu vor să continue studiile liceale, după finalizarea liceului pot profesa ca agent de turism tur-operator, agent de transport turistic intern și agent de asistență turistică.